a face sau a spune ceva în numele unei terțe persoane implică înainte de toate obținerea dreptului de reprezentare în fața oamenilor a acestuia din urmă. Iar mai apoi, un proces logic de respectare cu strictețea dreptului obținut. Așadar, niciodată nu avem voie să facem altceva decât ceea ce am fost împuterniciți să facem sau să transmitem semenilor un alt mesaj decât acela pe care am fost mandatat să-l spunem. Urmând aceeași regulă de bază, pentru a-L putea reprezenta pe Dumnezeu în această lume, trebuie ca mai înainte de toate să ne dezvoltăm o relație personală cu El, obținând astfel dreptul și responsabilitatea de ambasadori ai cerului pe acest pământ cotropit de păcat și care s-a afundat în întunericul spiritual. Nu uitați, Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat cu privire la trendul decadent al vremurilor din urmă în care mulți gălăgioși ai societăților corupte vor influența lumea și religia purtând în minte strategia de câștig ușor a lui Balaam. Dar fără a fi primit vreun drept de reprezentare din partea lui Dumnezeu. Drept care să reflecte în comportamentele lor manifestate în societate acel spirit unic al lui Dumnezeu. Îi veți cunoaște după roadele lor, a subliniat Hristos. Pentru că nu oricine cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar aceea care fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Înarmați cu o astfel de mentalitate și totodată cu o reală autoritate divină, trebuie să lăsăm astăzi ca în fiecare vorbă rostită și în fiecare comportament manifestat în fața semenilor noștri să se distingă imaginea plină de mărinimie a Mântuitorului Lumii și nu oricum, ci reflectată peste întregul nostru chip. Transformându-ne așadar mintea, orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus Hristos, mulțumindu-i lui Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, pentru toate lucrurile. Fiți binecuvântați!